acolo unde e credința, chiar dacă omul e căzut, e semn că el mai poate-ntoarce spre Dumnezeul nevăzut. Acolo unde e durere și lacrimă pentru păcat, e semn că s-a născut căința și omul poate fi salvat. Acolo unde e dorința fierbinte după Dumnezeu, e semn că-n ea lucrează Duhul și-l va trezi din somnul greu. Acolo unde crește o rază de dragoste pentru Hristos, e semn că s-a sfârșit cu traiul nepăsător și păcătos. Acolo unde libertatea adevărată în Iisus, e semn că s-a sfârșit robia a tot ce firii e supus. Acolo însă sufletul adânc smerit, acolo nu mai este semnul că cineva-i de-a.